Bine ați venit! În clipul de astăzi vom discuta despre mijlocul unui segment și despre simetricul unui punct față de un punct. Mijlocul unui segment este un punct unic situat în interiorul segmentului la egală distanță de capetele acestuia. Așa că haideți să construim un segment AB cu lungimea de 10 cm. Haideți să îl notăm. Și dacă noi vom considera un punct M, astfel încât AM are lungimea de 5 cm, și MB are lungimea tot de 5 cm, pentru că punctul M este situat la egală distanță de A și de B, înseamnă că acest punct este la mijlocul segmentului. Haideți să mergem mai departe. Simetricul unui punct A față de un punct M este punctul B, dacă M este la mijlocul segmentului AB. Așa că haideți să considerăm un punct A și un punct M. Și am spus așa. Simetricul punctului A față de M, asta înseamnă că trebuie să merg spre M, este un punct B. Dacă M e la mijlocul lui AB, dacă M este practic la egală distanță față de A și B. Și atunci trebuie să văd cât este distanța de la A la M și la fel va fi distanța de la M la B. Spre exemplu, dacă eu voi spune că punctul B este aici, acest lucru nu este corect pentru că distanța de la A la M nu este egală cu distanța de la M la B. Și atunci simetricul punctului A față de M nu are cum să fie punctul B. Pentru ca punctul B să fie într-adevăr simetricul, acesta trebuie să fie la egală distanță, asta înseamnă la 2 cm. Și aici este punctul B și observăm că M este la egală distanță, este la mijlocul segmentului AB. Asta înseamnă că simetricul punctului A față de M este punctul B. La fel putem să spunem că simetricul punctului B față de M este punctul A. Haideți să rezolvăm un exercițiu. Se consideră segmentul AB și de la mijlocul acestuia. Haideți să-l desenăm. Avem segmentul AB cu o lungime de 8 cm și punctul D la mijloc și trebuie să determinăm lungimea segmentului AD. Păi, dacă noi știm că punctul D. Este la mijlocul lui AB, asta înseamnă că el se află la egală distanță de capetele segmentului. Și atunci putem să spunem că lungimea segmentului AD este egală cu lungimea segmentului BD, și atunci înseamnă că lungimea segmentului AD este de jumătate din lungimea segmentului AB. Și atunci venim de sub și avem că lungimea segmentului AD este egală cu 8 cm împărțit la 2. Și atunci rezultă că lungimea segmentului AD este de 4 cm. Haideți să mergem mai departe. Se consideră un punct M interior segmentului AB. Haideți să construim segmentul care are o lungime de 10 cm, și trebuie să considerăm un punct M astfel încât AM are lungimea de 5 cm. Și trebuie să demonstrăm că M este la mijlocul lui AB. Reamintesc faptul că un punct interior unui segment este la mijlocul său dacă acesta se află la egală distanță de capetele sale. Și atunci observăm că putem să determinăm lungimea segmentului MB. Segmentul MB este un segment diferență și atunci lungimea sa este egală cu lungimea segmentului AB minus lungimea segmentului AM. Haideți să înlocuim. Și avem lungimea segmentului MB egală cu 10 cm minus 5 cm și atunci lungimea segmentului MB este de 5 cm, dar și AM avea lungimea de 5 Centimetri. Asta înseamnă că cele două segmente sunt congruente, și punctul M știm că este un punct interior segmentului AB, și am arătat că este la egală distanță de A și de B. Și atunci putem să spunem că M este într-adevăr mijlocul segmentului AB. Haideți să mergem mai departe. Pe segmentul CD cu lungimea de 7 cm, haideți să construim un segment CD de data aceasta, trebuie să considerăm un punct E astfel încât CE este de 5 cm. Este un pic mai mult de jumătate. Și acum se consideră punctul F simetricul punctului E față de D. Asta înseamnă că eu trebuie să văd cât este distanța de la E la D și trebuie să merg pe aceeași distanță spre D. Și atunci aici se găsește punctul F. Haideți să mai vedem încă o dată. F este simetricul punctului E față de D. Și atunci avem grijă ca punctul D să fie la egală distanță de E și de F. Și trebuie să determinăm distanța dintre punctele C și F. Haideți să vedem cum facem asta. În primul rând, dacă noi știm că F este simetricul lui E față de D, ne rezultă că, stați să schimb culoarea, ED este congruent cu DF. Dar haideți să aflăm mai întâi lungimea segmentului DE. Acesta este un segment diferență. Asta înseamnă că lungimea sa va fi egală cu lungimea segmentului CD minus lungimea segmentului CE și atunci vom avea 7 cm minus 5 cm și atunci lungimea segmentului DE sau ED este de 2 cm. Și pentru că segmentul ED. Este congruent cu segmentul DF, ne rezultă că și lungimea segmentului DF este egală cu 2 cm. Și acum, noi trebuie să determinăm distanța dintre punctele C și F. Asta înseamnă lungimea segmentului CF și observăm că acesta este un segment sumă. Putem să-l scriem ca suma dintre CD și DF. Asta înseamnă că. Lungimea segmentului CF va fi egală cu 7 cm plus 2 cm. Asta înseamnă că lungimea segmentului CF este egală cu 9 cm. Asta înseamnă că distanța dintre punctele C și F este de 9 cm. Și în final, știați că Galeria din Milano este cunoscută pentru arhitectura impresionantă? Acoperișul a fost realizat din patru sisteme așezate simetric, combinate cu întăriri invizibile în pereții de susținere. Acesta a fost grav avariat în timpul celui de-al doilea război mondial și a fost refăcut în anii 1980 este momentul să încerci și tu să aplici ce am învățat astăzi. Pe dreapta D considerăm punctele D, E și F în această ordine și notăm cu M și N mijloacele segmentelor DE e, respectiv EF. Dacă lungimea segmentului DE e este de 4 cm și lungimea segmentului DF este de 9 cm, Determinați distanța dintre punctele M și N. Sper că a fost util clipul de astăzi și vă doresc mult spor la învățat în continuare!